Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului în această seară. Vreau să vă prezint și să discutăm despre situația politică de la nivelul județului Gorj. Discutăm această situație destul de dificilă și așa, cu iz de campanie, cu un reprezentant AUR, un partid care încă se formează la nivelul județului Gorj în acest moment. AUR încă stă în așteptare, nu are candidați stabiliți, dar alte partide, mai mari sau mai mici, deja dau din coate la acest capitol. L-am văzut recent pe Marcel Romanescu reluându-și vizite prin cartiere. Toată lumea a zis că este în campanie electorală. Am văzut primari care își arată realizările pe rețelele de socializare, un lucru bun de altfel, dar este văzut tot ca o campanie electorală. Dar am văzut și partide care tac, care așteaptă pasul făcut de celelalte pentru a stabili o strategie de campanie. C-o fi bine, c-o fi rău, vom vedea pe parcursul acestei emisiuni. Invitatul meu din această seară este domnul Daniel Gorgotă, este reprezentant AUR Gorj. Știți că acest partid politic nu are încă o conducere aleasă, motiv pentru care toată lumea are un statut de membru sau coordonator a acestei formațiuni politice. Bună seara, domnule Gorgotă! Bună seara și dumneavoastră și telespectatori, și bine v-am găsit! Și vreau să vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Sunteți tot pe drumuri, veniți, plecați, Anglia, București, Târgu Jiu și retur. Cum vă descurcați? Cum și cât o mai țineți așa? Da, sper că anul viitor să se finalizeze acest dubiu vino. Trebuie să mă poziționez și colo și colo, astfel cât locurile să meargă, încotro trebuie să meargă, pentru că propus în momentul când am plecat și să fac ceea ce fac acolo, rezist. Pentru că ușor nu este. În primul rând, ușor când e singur, plecat și fără familie, fără cei dragi, fără cunoștințe, e foarte greu să fie acolo, singur să rezistă. Dar sunt, în schimb, pe lângă jobul în sine ce fac eu acolo, sunt la curent cu absolut tot ce se întâmplă în țară, în țară și mai ales în Gorj, și fiind abonat la toate sursele de informații, să zic așa, sunt tot timpul atent la ce se întâmplă, analizez, mă revoltă foarte multe lucruri. Chiar v-am văzut da, comentariile. Da, deci nu se poate, nu se poate chiar în halul ăsta. Deja tindem să întindem coarda, știu, în fața oamenilor, în fața poporului. Să întindem coarda, mă refer la cei care au atribuții acolo, care nu și le respectă, și la un moment dat cred că, eu știu, va fi așa, ori o explozie extraordinară și cu urmări imprevizibile, sau o implozie extraordinară a sistemului, a statului, astfel încât vom pica, ne vom autodistruge, pentru că nu se poate să mergi în halul ăsta, să sfidezi legile de o dată de bună cuvință, ceea ce înseamnă să fii om între om, și odată legile acestei țări, așa cum sunt, că încă nu sunt ele, dar așa cum sunt, să nu ții cont de ele, sau să ajungi într-o demnitate astfel încât să consideri că tu ești legea, să dai, să împarți, să faci, să dai foarte, să nimeni să nu te tragă la răspundere, că eu sunt protejat de lege, și aici mă refer în primul rând la cele domenii în care trebuie să existe o răspundere a funcționarului respectiv sau a polițistului, a magistratului, a doctorului, meseria în care o face una peste alta, că și acolo e cam același lucru. Tu când dai, ești un mic Dumnezeu și dai decizii, tu magistrat sau tu doctor ei sau altul, tu trebuie să răspund la urmă dacă nu e ceea ce trebuie, pentru că ești pus tocmai acolo ca să fie bine, iar dacă nu e bine, e o mare problemă. Și mă refer și mai în primul rând, nu mai zic de urmările unor hotărâri de genul ăsta al anumitor indivizi sau persoane care ajung acolo, în care suferă toată lumea, suferă industria. Uitați-vă la județul nostru la ora actuală, județul nostru este praf. Cea mai importantă ramură a județului, care ne-a ținut și ne-a ridicat și am fost și generații de-a rândul, ultime două, trei generații, de acolo s-a trăit și au trăit, o distruseră. Efectiv, la ora actuală e distrus. Mă refer la sistemul energetic, minerit energie. Nu poți, și mă uit la sindicate care își dau un cap, sunt penibili, sunt jenați. De fapt, care sindicate? Una peste aia, nu știu care reprezintă și ce reprezintă, care trebuie să fie unul singur, mare și puternic, și care să lupte. Și care să aibă, într-adevăr, un cuvânt de spus. Și ca exact, și să lupte cu adevărat pentru salariați. Și mai ales de 33 de ani, cu 35 deja, de când, de la lovitura de stat, de când s-a distrus România asta,
Trebuie să răspundă cineva pentru dezastrul ăsta. Tu, autorități locale, locale care conduce dețul ăsta de atâta timp, ce ai, te miri acum că de ce am ajuns în, de ce suntem acum în situația efectiv să nu știm ce să facem cu o industrie de miliarde de euro. Aici ați băgat banii națiunii, avuția națională. Ce faci cu ea acum? Cui o dai? Care sunt interesele? Deci una peste tot sindicate, afară de faptul că trebuia să protejezi locurile de muncă a zeci de mii de angajați, trebuia în primul rând să protejez ramura în care pentru viitorul care... De asta vă zic, te minunești și am reacții, încerc să nu, pentru că pe majoritatea îi cunosc și nu vreau să-i... Nu să-i jignise faptul exact prin atitudine și prin declarații, dar chiar sunt sub orice critică, mai ales aia care au puterea de decizie și aici nu mai dea vina pe nimeni. Și mai ales autoritățile locale ale județului care... Adică ce s-a întâmplat în județul ăsta, ele unde au fost? Să nu uităm că de 30 de ani suntem conduși de social-democrație. Exact, și de un anumit partid în primul rând suntem conduși. Deci nu se poate să dai dintr-o dată, eu fac parte din joc, dar nu e vina mea, eu o comentez și eu în schimb dau vina pe alții. Nu e posibil așa. De-aia vă zic, răspundere ministerială, răspunderea magistraților, răspunderea acestor indivizi care ocupă funcții de la așa până la ministru, care iau decizii împotriva națiunii și a oamenilor și după aia nu răspunde nimeni după dezastru care îl creează. Deci nu se poate așa, până nu rezolvăm lucrurile astea, până când legea cu adevărat, dictatura legii, cum îmi place mie să zic, nu că tot dictatura legii, legii bine făcute, nu va prima în țara asta, va fi vai de capul nostru. Oameni capabili, tineri și toți, vor fi plecați pentru că aici sunt umiliți și nu vor putea să trăiască, decent, ca să trăiești cu salariul de la... Nu, ăla nu e posibil. Vor pleca, îi vor lăsa pe ei în pace pe acești lingăi care fac ceea ce fac și, bineînțeles, lucrurile vor merge spre dezastru. Adică ajungem în colonia care am ajuns la ora actuală, noi, România. Vândurăm tot ce însemna petrol, gaze. Vândurăm tot ce însemna rețele, energie, nebunii și toate. Bă, acum trebuie să distrugem și cărbune. Cărbune, o sursă care zic ei pe 30, 40, 50 de ani mai aveam. Gândiți-vă că dacă ei ziceau așa, înseamnă că mai era cel puțin pe 100 de ani. Numai că interesele sunt cu totul altele. Din păcate. De asta vă zic, e jenant e la ce se întâmplă. Și mai vorbesc la unul de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Totul se vinde pe bani. Totul, deci nu mai primează calitatea umană, pregătirea lui. Nu, totul este relații, tot și eu sunt mic Dumnezeu. Dacă eu vreau așa, așa fac, pentru că mine mă protejează legea. Îmi zice cineva la un moment dat, și e adevărat, zice în felul următor, domnule, deocamdată eu iau decizia asta acum, pentru că pe mine mă protejează legea. Dumneata poți să faci contestație și să mă dai în judecată că până se rezolvă la mătate ce ai dreptate, că ai dreptate, da. Până atunci și încerc daune, nici, eu n-am nicio treabă, că nu le plătesc eu, le plătește tot legea care adică instituția care mă protejează. Păi atunci, doamna, atunci ce facem? Deci nu mai poți să zici nimic pentru că oricine își arogă acea putere în care te pune... Te oprește, te termină. Nu poți să ai nicio atitudine benefică pentru că el e protejat de lege. Nu e ok. Așa este. Este grav că se întâmplă acest lucru și cred că totul pornește de la politică și de la politicieni. Absolut. Vă spuneam că partidele care se află acum la putere ar fi trebuit să se preocupe de aceste probleme, de felul cum se fac angajările la stat, despre ceea ce se întâmplă cu complexul energetic Oltenia. În schimb, în cursul zilei de luni există acum atacuri fără echivoc între cele două partide de la Gorj, PSD și PNL. Domnul Iordache le arată pisica celor de la PSD. Cei de la PSD îi transmit că a trecut pe la 5 partide și că vina a ceea ce se întâmplă în Minericeana Energie aparține ministrului energiei, care este PNL. De asta avem nevoie, domnule Gorgotă, de un conflict deschis între partidele care, ci că sunt partenere într-o coaliție. La centru pare că cele două partide se înțeleg, la Gorj se pare că au ajuns să-și dea în cap. Deci trecând peste, eu știu, politica în sine sau peste aceste divergențe între care ar trebui să fie ok și constructive, deci știți că în momentul, dar alea ok și constructive, vorbim nu ceea ce caută ei să dea impresia că unii au mai multă dreptate decât alții sau unii serioși și ailalți sunt neserioși. Războiul ăsta dintre PSD. PSD, în primul rând, să nu uităm că a condus județul ăsta de 33 de ani încă. Non-stop. Deci niciodată aici n-a deținut altcineva putere.
Puterea administrativă, nu ne referim așa periodic, mai era prefect, nu știu cine, sau din Corect, altă parte. corect. Sau, nu, administrativ, adică tot ce înseamnă județul ăsta din punct de vedere administrativ. PNL-ul, că știți, gura păcătosului adevărul, zice, au și așa dreptate. Și vis-a-vis de domnul senator, de senatorul, că suntem amici și ne cunoaștem atâta timp, are o dreptate că, într-adevăr, el până a-și găsit drumul politic, n-a fost pe la 10 partide. El a încercat și cu PSD-ul, exact, dar n-a fost era membru o activ. Achiziție bună. Dar n-a fost membru al SD, vai de mine, nu știu să afișez. Acum nu că îi țin partea sau ceva de genul. Dar până așa, acum în schimb a ajuns în demnitate. El în condiția în care acest om, care este Ion, domnul senator, nu prea avea... E mai mult orgoliu și aș vrea să arate că într-adevăr el poate să facă ceva, că nu avea nevoie la averea lui și la ce are el de funcție de și exact. De putere care o dă, exact. Și de puterea care o dă senatorul Iordache. Omul Iordache era deja bine, bine, bine făcut. Bun. Deci are PSD-ul dreptate din punctul ăla de vedere, mai mult așa în sensul, mă rog, că să că glumim. A încercat și că a încercat da. Norocul politic pe la mai multe are, are dreptate și domnul senator vis-a-vis de ce le reproșează PSD-ul, pentru că așa este. Ei conduc județul, ei au făcut tot ce se întâmplă la ora actuală în județ și urmările le vedem. Că simte PSD-ul Gorj că prin venirea domnului Iordache, pentru că se recunoaște, eu cred cel puțin că el va fi. Acum nu știu care a cu fost. Cu siguranță, mai ales da, că exact. A mai apărut așa un candidat. Și așa, puțin, da, o discutăm poate și pe asta. Deci, în primul rând, este clar că semnalul este în direcția ca domnul ca Iordache să fie președintele partidului la nivel local, care eu cred că e un loc bun acum pentru PNL Gorj. Că s-a întâmplat ce s-a întâmplat în relația lor amicală, prietenească, adică Vâlceanu, Iordache, asta nu știu ce a fost acolo, dar oricum se pare că Dan nu, Dan era deja, i s-a făcut să, l-a zvârlit să le deja de la București, corect. Pentru că mersă lucruri să... pe care nu l-a înțeles. Exact, mersă să în echipa aia care în momentul când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, el a picat la mijloc și era foarte clar că nu, trebuia să ducă și el. Deci e clar, s-au plătit niște polițe privința lui Dan. Cu siguranță, dar să nu uităm, Dan Vâlceanu a urcat pe toate scările ierarhice ale politicii, în așa fel încât nu are nimic de regretat. Adică domnul Vâlceanu a ajuns ministru demnități și foarte mari. Da, și nu cu un portofoliu, ci chiar cu două, a condus la un moment dat două ministere. Și vă spun că... A fost secretarul general al PNL, funcție pe care nu știu să fi deținut vreun alt liberal de când există secretar PNL. General, funcția, eu zic, afară de ce președinte? Aici e mai important funcția dintr-un partid. Exact, secretarul general al este partidului. Cel care conduce organizarea, fapt, organizarea partidului. Și Dan a evoluat, să știți, acum un lipsa politic, da. Politic pas cu pas. Și a făcut-o, el singur s-a ajuns acolo, deci corect. Că a făcut afară, că alea este și cu totul altă. Toți altă fac afaceri, exact. Domnule, așa. Acum a venit senator, și e normal într-un fel că a venit senatorul Iordache, pentru că era un membru, un produs al Partidului Național Liberal. Că pleca, dar era un membru al partidului care în momentul când s-a întâmplat ce s-a a venit și a preluat organizația. Ei bine, acum pentru PSD asta e o mare problemă, pentru că Iordache... Așa este. Îi scoate și... să știți din această tăcere și această lentoare și această chestiune care... mie mi se pare că PSD-ul este... merge de la sine. Înțelegeți? E ca o mașină. Dar nu, eu încerc în să analizez. S-au schimbat tot timpul eu nu știu piesele. De ce. S-a schimbat tot timpul piesele, tot timpul s-a făcut o revizie anuală, s-a făcut o revizie la 2 ani, are toate alea plătite, RCA, tot ce trebuie, are casco, știți? Da, bine zis. Cum se zice, și mașina asta rulează. Deci, fără să fie condusă, e pe pilot automat, știți? Deci PSD-ul are structuri, structurile la rândul lor au structuri și așa mai departe. Adică atâta timp cât ai primari, ai organizații, organizație de aia, organizație de aia, organizație de aia, cine conduce PSD-ul? Atâta timp cât tu 30 înțelegeți. Și ceva de ani ai condus și ți-ai băgat în toate aștia structurile și în toate astea. Asta suntem, exact. Comuniști. Bun. Da? Suntem ei, comuniști, eu cred că va suntem resu... pe o chestie socialistă, socială, nu știu ce. Nu prea n-am, suntem n-am, noi n-am, cu, n-am, cu, da, cu, n-am nimic nici cu asta, pentru că cu trebuie dreapta. Să fie și partea asta. Ne-am dus cu dreapta, a fost prăpăd până la urmă și aici este o problemă. Că zice că România este o țară de stânga, cu o populație majoritar de stânga. Păi voi dreapta, este, ce ați săracă. Făcut? Exact. Ce ați făcut populația până acum dreapta? De ce nu încercați să educați populația? E adevărat că nu toată populația este formată din intelectuali care înțeleg mult mai bine doctrinele și așa mai departe. Dar uite că apar partidele populiste care merg pe povestea asta de populism, cum este AUR, din și care, care vor parte, avea partea și care lor atrag, de... atrag da, exact. Electorat și știți ce atrag cel mai important?
acel segment din populație care a stat impasibil de fiecare dată și n-a ieșit niciodată la vot. Știți că este segmentul acela de populație, de nehotărâți, de nevotanți, spre care se îndreaptă de regulă toate partidele. Gata, noi ne adresăm acelui segment care este nemulțumit și de PSD, și de PNL, și de aia, și de aia, dar ne vor alege pe noi. Mie mi se pare că Aur bate spre acel segment mai mult decât toată lumea. Îl va, da, va absorbi de acolo foarte mult. Da. Deci afară de nucleul deci dur. Deci nu rupe din electoratul PSD, afară de nucleul din dur. Ba, da, și sub ce formă rupe de acolo? Ba, va rupe și de acolo. Deci afară de nucleul dur care este Aur, care, de care să zic că sunt și eu, adică patriotism, naționalism, împotriva corupție, ce ne doare pe toți? De ce te duci pe un partid? Că simți că ai... E o țară acolo ce ți-ai dorit tu, dar nu dorești în schimb nici sărăcie, nici n-ai nici treabă nici cu liberalii, nici cu afaceri. Adică trebuie, exact, trebuie să fim să și exact, și totul. De afaceri, nu, trebuie dar să trebuie să fim patrioți, să fim, da, exact, populație. Să ne gândim la noi și la viitorul acestei țări. Și cum ne gândim? Făcând lucrurile bine. Fără corupție, cu legi ca lumea și cu chestii de genul ăsta. Da, el va fi o dată acest nucleu dur care acum e în formare și se formează. Vor fi simpatizanții tot așa cu adevărat, pe lângă nu că ai Aur vis-a-vis de idei și ce vine el, și vor fi într-adevăr acest nucleu al nemulțumiților care în loc, sunt atât de supărați o să fie pe PSD și, și mulți de la PSD și la PNL o să fie zăgit, încât să duce și va da votul negativ. Aur, când a ieșit acum 2 ani de zile cu acele voturi extraordinare, nu se știa de el și vai de mine, nu era lumea. Așa era, așa este. Eu a venit spun, votul negativ sunt masiv. Eu sunt om de presă de foarte mulți ani, nu am avut niciun reprezentant al Aur aici în studio. Nu s-a discutat aici, la nivelul județului Gorj, despre Aur, au fost considerați o cantitate neglijabilă. Am avut ocazia să fiu în secțiile de votare atunci când s-au numărat voturile și am rămas impresionată de numărul masiv de votanți Aur pe care nu i-am identificat nici măcar când au intrat pe ușă. Adică nu mi s-a părut tăcuți, că oamenii da, aceia erau pro-Aur, ci m-am gândit ăștia cu Romanescu, ăștia cu PSD, ăștia cu nu știu ce, dar în niciun caz că ar putea vor, să fie deci ei au fost supărați. Da, ei au fost supărați, au venit și au pus vot. Așa cred că se va întâmpla și acum foarte mult, deși, să știți că eu sunt politician, să zic așa, cu experiență, nu vechi sau cu experiență. Și mai sunt cam 2 ani aproape până la alegeri și se mai pot schimba multe lucruri, de-aia este vă zic. Adevărat, da. Nu știu, asta adică, este adevărat. Adică dacă, da, adică dacă se va schimba ceva în sistemul actual de guvernare și vin cu niște măsuri, adică clarifică niște lucruri și încep să se... Pentru că acum merg foarte prost pe fond, pe scumpire și la ora actuală deja se prăbușesc, zic eu. Deși PSD-ul, cum am vorbit, are el acel nucleu care așa îl are de așa natură încât el va rămâne acolo. Nu e adevărat, va scădea și el, că știți foarte bine. Va scădea, dar totuși există un da. Volum, un bazin de electorat care rămâne dar, cu PSD. Dar deci PSD-ul pleacă avea. Din start cu un atu. Adică ei au structurile, știu sigur, bă, într-o localitate cât a luat primarul, atâta. Asta au le va lua... Au asta le va lua care și ei vor, da, care asta vor trage spun, foarte deci, mult. Nu poți să fii absurd și să zici gata, PSD dispare la lada de gunoi a istoriei sau așa mai departe. Niciodată. Chiar, este un partid nici social PNL, în primul nici rând. PNL, care PNL a urcat, a coborât la nivelul județului Gorj, dar totuși, deci totuși, acum sub Iortache va scoate mai mult decât ar da. Fi scos dacă rămânea 100%, dacă sunt rămânea Vâlceanu, care nu mai transmitea. Adică, până ba urmă... da, dacă rămânea în, și erau numai liberali sau erau 4 ani de guvernare și făceau, da, putea să mențină, dar acum poate nu mai. Da, acum nu mai, după tot ce a fost, după care, tot ce a fost, cu da. Câțu, cu toate povestea absolut, asta, cu tot ce s-a distrus. Vâlceanu nu mai reprezenta o imagine valabilă și o locomotivă pentru PNL Gorj, mă refer. Da. Și atunci, uite că a venit acest suflu nou de a senatorului Iordache, care cu siguranță va lua și va crește. Nu înțeleg jocul lui pe Cingină, poate mi-l explicați dumneavoastră. E o încercare doar de a rupe și de a nu-l face pe Iordache să iasă cu unanimitate de voturi și a atrage niște primari de partea lui și de fapt prin asta să se facă o falie în partid? Sau ce se urmărește? Dorește să ajungă o înțelegere? Credeți cred că pe Cingi nu vrea să că... bată palma cu Iordache și nu știe cum? Să rămână prin vicepreședinte, de exemplu? Eu cred că într-adevăr... Să primească o bonificație financiară? Da, într-adevăr, nu știu financiar. Probabil și asigură locul eventual pentru o eventuală candidatură pe viitor.
Așa, și o să Adică bate palma cu și eu Iordache sunt și convins că bate zice, palma cu vezi că Iordache. mă retrag pe ultima sută de metri, El este dar eu vreau prieten. loc eligibil Eu pentru cred că da, se lista vor de fi o, va fi deputați o mică înțelegere între Iordache și Iordache va și va face, și va candida. face Deci înțelegerile. credeți Va că candida, într-un cred că final da. va candida Cred că sau da, se va pentru că e retrage? și o figură democratică. Trebuie să facă o figură democratică. Pentru că indiferent cine ar candida împotriva lui Iordache, n-are nicio șansă. E clar, la ora Păi și actuală. atunci și-ar asuma. Dumneavoastră, dacă ați fi în locul lui Pecingină, ajungând la o înțelegere cu candidatul și asigurându-te astfel că ai un loc eligibil în Pecingină are în 2024 pe spate listă, ai niște... mai intra să iei, nu știu, 50 de voturi? Ți se Are în pare că spate, ești... da, te consolidezi, că ai oamenii tăi, dar el are în spate ceva, are toată varianta, să zicem, a lui Vâlceanu cu el, că ei sunt Adică prieteni. Novaciu, Exact. câțiva primari care nu i s-au alăturat de facto lui... Ba, ei s-au alăturat așa. Nu, eu zic că e o figură, e o figurație democratică ceea Organizația ce face. municipală, credeți că l-ar vota pe Păi n-are Pecingină, ce știut face. fiind că Nu, nu, Romanescu nu, nu nu, nu, e... nu. Romanescu o să meargă direct cu Iordache, ce să mai... Deci cu siguranță ziceți că se va 100%. duce Se pe va înțelege, Iordache. pentru că Iordache și unul și altul au nevoie, iar Iordache nu vine să rupă. Vine să-i apropie. Că e mai dur, că e mai practic, că e afacerist. Asta e alt... ai las că e mai Mie mi hotărât. se pare că îi trezește. Că Îi e mai trezește și hoțoman, pe ai lasă liberali. mai hoțoman politic, Iordache e mai din direct așa, are și el experiență, dar el e direct, el a experimentat pe alte chestii. Și o să zic, bă, asta e direcția. Oricum, Iordache are direcția la București. Tu, nu știu, că într-adevăr poate zici că nu e prea democrat, că nu s-a întâmplat, dar așa s-a întâmplat tot. S-a mai întâmplat la partid și cu perioada când aveai Manțoc, tot așa. Impus Știm de foarte sus, de bine, la da, și centru. când, Deci deci e clar că nu... nu, nu e asta. Așa s-a dorit și una peste alta este bucătăria partidului și fac ce trebuie, adică ce consideră Deci să... dumneavoastră, ca să tragem linie, să socotim, considerați că este un plus Iordache pentru PNL Da, Gorj, eu așa cred. considerați că alegerile deja au În soarta toată pe cer conjunctura ce luminică. s-a întâmplat cu asta e un plus, super plus, adică e benefic, pentru că oricum Dan nu mai avea, se ducea. Nu. Da, dar eu sunt convinsă că îl va atrage și pe Dan de și partea eu lui la fel, după bravo. ce își va Bravo. Eu cred că au și discutat. stabili Dan va exact rămâne, da, va poziția. rămâne pe poziție. Deci aici eu cred că se discută. Se discută pe viitor pe posturi, ce va fi și cum va fi și eu cred că vor pica toți de acord, pentru că nu are nimeni interes, nici Dan și cu pe cine să zic, că era în echipă, se știa că sunt. N-au interes la urmă să intre în conflict cu Iordache pe viitor pentru ce? Eu dacă oricum va conduce partidul și va Da, merge în credeți că direcția pe care. Cingine va rămâne la cort, se vehiculează că Asta nu și-a știu, am auzit stabilit că da, poziția și-a la făcut, București. da, am auzit, asta nu. Tocmai de-aia zic că... În fine, poate pe Cingine își dorește să aibă două variante de ales, adică ale Gorjul sau ale Bucureștiu, vedem cum e Domnul poziționat partidul deputat la pe nivel Cingine este un central. băiat, să zicem, deșteptistez de-a lungul tine, cum mă cunosc eu pe foarte mult timp, a știut să jongleze exact, a simț, are un simț al, el știe unde să se situeze și sunt convins că își face jocul acum, politic și toate ce face el acum. S-ar putea să fie chiar o mică înțelegere, zic și eu, nu dau parul între ei, ca figurație, adică să pară totul că e în partid ok, că mai candidează și altcineva, pentru că așa e frumos, una peste alta. Da. Cu siguranță. Deci am vorbit despre... Dar nu e exclus că cineva încearcă și că vrea să-l facă pe Iordache vis-a-vis de pe partea cealaltă, că o să mobilizeze pe nu știu cine și nu știu ce o să se întâmple în partid. E exclus Deci vis-a-vis de exclus așa candidatura ceva. lui domnul Pecinge. Deci nu. Chiar... Mișcă Iordache PSD-ul, adică îl trezește din da, somnul acesta foarte de-aia liniștit, sunt foarte supărat, de am după văzut că se amiază. contrează, am văzut că deja încep să contreze, deja au pus tunurile, să zic așa, cât de cât pe senatorii Iordache, nu-i fac decât îi ridică... Mingea la fileu. Îi ridică mingea și îi fac reputație. Știi ce? Se vehiculează foarte mult că Iordache ar fi promis că va candida fie personal la șefia Consiliului Județean în 2024, fie îl va convinge pe Cosmin Popescu să treacă de partea lui. Cred că aici e marea bătălie, pe lângă faptul că se vehiculează că va pune pe actualul prefect Cristina Cilibiu spre o candidatură la primăria Târgu Jiu, poate la Romanescu, cred va că da, oferi așa văd un post varianta, de dacă, parlamentar. dar nu, Romanescu dacă, va pleca el singur dacă simte că nu va mai ieși. Din toată experiența de-a lungul timpului Romanescu, unde a fost ce a făcut, a învățat un singur lucru. Când simte că nu câștigă, să nu se bagă. Deci nu este un luptător, e frică, e frică de niște chestii. Se duce pe o variantă sigură. El întotdeauna va merge o numai pe variantă pe varianta sigură. Este foarte clar că va merge pe varianta sigură. Și ca atare,
Eu totuși îl văd tot pe Romanescu ca virgulă candidatură la primărie. Cred că se va înțelege cu președintele, cu Iordache. Pe Iordache îl văd, cred că da, își va măsura puterile și își asumă, cred, și chestia să nu câștige una peste alta o luptă la Consiliul Județean. Eu sunt convins de lucrul ăsta. Pentru că el are capacitatea, are zonă bună, are zona a lui Iordache pe unde a ieșit și are zonă. Deci va fi un contracandidat foarte serios împotriva PSD-ului pe plan local la Consiliul Județean. Cred că e exclusă varianta ca Cosmin Popescu să treacă la PSD. E prea băgat La aceea. PNL, La ziceți. PNL. E prea băgat, e prea susținut, e prea venit. No, eu cred că e exclusă total. Deși ar avea un istoric, a fost cândva PD, PNL și nu știu ce, dar atât ai de băgat acum în toate încât eu zic că e exclus. Deci exclus să facă o astfel de Să poziție. fac o Dar pe astfel. Iordache îl vedeți candidând la Da. șefia Și cred la că nu e președinția frică. Și el și-a Consiliului. asumat inclusiv chiar Mai dacă ar ales că, la fel pierde. ca și Cosmin Popescu, are de partea sa niște primari. Că până la urmă aici se duce, Are aici se și duce primar, bătălia. da, are și Primarii care primar. trag voturile spre candidatul pe care și-l doresc la Consiliul Și e Județean. un avantaj enorm atunci al candidatului la Consiliul Județean, pentru că în momentul ăla când intri în această luptă cu alegerile locale din ziua aia, primarii cam dispar. Da, sunt primari, dar e în momentul ăla să luptă și ei să câștige. Și atunci se va forma o trupă din ea. Bă, tragem pe ruptă să ieși și tu, să ieși și eu. Pentru că în aceea zi ies și Consiliul Județean și primăriile. Și vă dați seama ce se face atunci. Vine Iordache și adunarea la 70 de primării. Băi, dacă ies eu, ieși și voi. Dacă nu trageți și nu trag nici eu, Și de invers, asta vă spun, e la fel fac foarte și ceilalți. interesantă bătălia Asta este. Deci, care se pregătește. în dimineața la ora 7, când se deschid urnele, în acel moment, primarii nu mai sunt primari. Deci ei se luptă în ziua aia să iasă din nou primari. Și atunci ei se luptă pentru ei în primul rând și Absolut, apoi și pentru, pentru... și pe, da, și pe, și atunci nu mai poți să, deci e clar, va fi o luptă extraordinară, de-aia zic. Cosmin Popescu are avantajul că, într-adevăr, de-a lungul timpului și mai ales în anii ăștia de la PSD când l-au racolat, că Cosmin Popescu s-a trezit în PSD întotdeauna, inclusiv direct cu președintele Consiliului Județean. Haideți să fim serioși. A fost de la Se București? vehiculează că chiar a fost un troc pentru Păi a fost asta, pierdând 100%. Au venit primăria. aia la București și a călcat în picioare pe la PSD și aici era un monstru PSD-ul, cum e și la ora actuală, un monstru politic, că vă spun eu, că deja îi cunosc și știu, aceea nu ai cum să intri, el e tradiție, e cam casta aia italiană, să nu-i zic sub altă formă, că la da, deci aici nu, i-am văzut. În fața excelență și în spate fătut, scuza-mă de expresie, scuzați-mă de expresie, bă, ce vrea asta la mine? Eu, caz concret, vine unul la o persoană, de asta de discutăm noi de el. Domne, dăm, făm, îmi trebuie nu știu ce, un excavator îi trebuia. Da, cum să nu, mâine, așa, așa, când iasă ăla din birou, uite, să nu mai folosesc, uite ce vrea așa, vine, pe ce, că eu am excavatoare toată ziua, bună ziua, eu am că le scot din buzunar, ca să vedeți atitudine. Ăla a plecat, săracul, bucuros, că vorbi și că să, n-a de unde, deci nu vă spun că e joacă, Deci, e, deci de-aia vă zic, în fața excelență și la spate, cine mă ăsta? dă-i dăm un șut în fund. Așa, exact, de-aia zic. Asta e Și Cosmin politica. Pop, exact. Cosmin, sunt oameni și mai și empatici și serioși, dar aia n-au locuri, nu-i vezi. Unul dintre ei am fost eu de-a lungul timpului. Revenim. Cosmin Popescu are avantajul că, într-adevăr, a avut fonduri, face, are primarie, a făcut cu ei la mână, le-a dat bani, cum le-o fi, sub ce. Deci are puterea. Numai că, în același timp, s-ar putea, în timp, Cosmin Popescu, ca președinte, să apară alții să deconteze. Alte chestii. Că n-au fost toți mulțumiți. Nu s-a întâmplat exact așa acum. Și sunt multe semne de întrebare sub altă formă de-a lungul timpului. Și s-ar putea în momentul ăla să profite celălalt contracandidat. Pentru că apar. Uzura, imposibil, știți, muncești, greșești. Așa e, Ca adevărat. idee, poți să apară. Deci are avantajul, într-adevăr, că poți să arate ce a făcut, dar are și dezavantajul că poți să apară alte lucruri. Și în momentul ăla. Pe când celălalt contracandidat, unul puternic, de aici, cum ar fi Iordache sau altul, pentru că vă dați seama că vor veni. Toți vor trage pe PSD. PSD-ul se consideră el vai de mine și mai ales cu echipa la ora actuală, afară de câteva persoane mie. Personal, spun echipa PSD-ului că să dau, mi se pare slabă. Slabă de tot. Are câțiva, cel puțin acum, care au intrat în mari jucători în biroul lor permanent, în care politic sunt Au praf. spus-o și alții. Nu știu, o spun eu că îi cunosc. Sunt cel puțin 4-5 persoane praf. N-au ce căuta acum, ales la nivelul ăsta. Bun. Și revin. Vin alții, de la alte partide. Nu uitați Asta că vreau să spun. vine Și aurul, vedeți, s-ar putea să vine vină Aurul, aurul. Aurul vin are mesaj, Verzii, vin aurul are Partidul mesaj Ecologist, patriotic. Alternativa Stați Dreaptă, puțin, vine USR-ul, Miruță. Îmi USR-ul. pare rău, Miruță. Ne cunoaștem tot așa, așa. Dar mie, de multe ori îmi place de el, deși de multe ori
De multe ori nici ei n-au făcut, dar îmi place de el. Vine cu niște probleme. Miruță va fi un contract, cred, dacă va candida, foarte puternic argumental. Am văzut cu niște chestii pentru Consiliul Județean. De aia zic că să nu fie atât de sigur. Că vine Miruță, vine Aurul, vine Iordache, trag toți pe PSD și nu se știe. Că toți vor trage pe PSD. De unde să vede? De aceea va fi bătaia. Și nu se știe urmările care vor fi. Plus că încă o dată spun, da, se laudă ei, dar în același timp sunt și erodați și pot să apară alte lucruri. Că în momentul când muncești, greșești. Miruță, să știți că bate tare. Și nu-i mulțumesc. Vorba aceea, bate tare la poartă. Eu nu-i fac reclamă lui Miruță, că adică poate îmi fac antireclamă mie. Da, da, adică vis-a-vis de, că nu se știe, poate. Voi candida și eu pe undeva ce și cum. Și eu, știți că eu n-am teamă, să zic așa. Adică nu mă bag unde știu că nu e așa sau... Și că, dar îmi place de el. L-am văzut în ultimul timp că vine, a venit niște subiecte foarte ok, foarte ok, și care trebuiau de mult scoase și alții le-au ținut sub capac. Așa. Și vor trebui să răspundă. Că de-aia vă spuneam. Trebuie să marjăm pe viitor pentru răspunderea aia tuturor care au putere de decizie, dar în schimb au distrus țara asta și au devalizat-o. Aia trebuie să răspundă, indiferent cum îi cheamă și de când și de unde sunt. Numai așa vom îndrepta lucrurile. Nu poți tu să fii Dumnezeu, să dai o decizie, să iei niște măsuri împotriva tuturor și țării și tot, și tu bine mersi să nu te tragă nimeni nimic la răspundere. Da, sunt eu ministru, sunt eu magistrat, că așa vreau eu și să dau nimeni numai. Nu, trebuie să răspunzi cumva. Până nu venim cu chestiile astea, cineva să dea socoteală pentru prostiile care le fac, atunci va fi haosul și la ora actuală în România. Devalizare și tot ce este. Aia vă zic. Că tot am vorbit de haosul care este acum în România, probabil, așa cum a spus puțin mai devreme, urmăriți presa, au fost foarte multe, foarte multe acuzații pe baza informațiilor venite din județ, de la oameni, cum că angajările în Minerici Energie acum la CEO se fac contracost. Un alt om din Minerici Energie a venit și a spus că angajările la spitalul de la Cărbunei se fac contracost. Chiar spunea că un post de asistent medical costă 80.000 de lei și că fiecare plătește pentru că în timp își amortizează cheltuiala. În Minerici Energie posturile costă undeva la 3.000 de euro. Ce credeți că este valabil din toată povestea eu cred asta? Că este... Are o nuanță de adevăr? Eu există cred că... bani negri făcuți din așa ceva? Eu cred că 100% este adevărat. Nu știu la, până la ce nivel sau cât e de cât e flagelul ăsta exact de dezvoltat așa, dar 100%, pentru că și eu am auzit același lucru și eu am auzit nu neapărat de ce văd și prin presă, că văd și surse una peste exact. Dar am auzit de la oameni normali care au fost implicați în așa ceva, care au vrut să angajeze la salvare. Deci eu vă spun că i-am auzit și stăteam și mă uitam la ei așa și nu venea să cred. Salvare, sistemul medical pentru infirmier. Care, într-adevăr, sume de vă doare cap. Păi zic, bă, dacă tu ai banii ăștia, eu chiar așa am zis la un băiat. Dacă tu ești să ceri banii ăștia, așa, păi la ce te mai duci, mă, că cu banii ăștia poți face altceva, la ce mai dai banii ăștia să intri acolo? Că nici nu știi cât te ține, pică sistemul, pică nu știu ce. Deci, și că... oamenii totuși se duc. De da, asta tu trebuie să ai o siguranță. Minerici în energie se duc oameni care au venit și și-au rupt spinările prin străinătate. Și se exact. Gândesc, păi era discuția chiar era banii în așa ceva, dar stau acasă, vedeți, în Minerit în Energie primești tichete de masă, primești primă de vacanță, primești cota de cărbune, primești primele astea de Paște și de Crăciun. Doamna Ana Maria, nu vă mai mirați. Și totuși e bine, dumneavoastră știți lucrurile astea. Ajungi la 4.000 de lei. Dumneavoastră mă întrebați pe mine, dumneavoastră sunteți informată și știți, toată ziua primiți informații. De așa este în toată țara asta, e vai de capul ei. Și mai avem pretenții să mai fie oameni ca lumea sau oameni sănătoși la cap. Dar merită, domnule, e, nu știu, domnule, nu știu când merită. Să-ți bagi banii pe care îi muncești, că nici și sănătate mulți, nu, și sunt, mulți. Nu sunt câinii cu covrigi în coadă. Cine crede că oamenii se duc acolo și vai de mine, faci banul pe loc, nu, îi dai pe chirie, îi dai pe viață. Majoritatea pe... banii care îi fac acasă. Acolo îi rămân acolo. Ascultați, așa ai făcut sistemul. Țările astea... Mirajul ăsta, da. Așa zice, țări dezvoltate, așa ai făcut sistemul încât tu iei banul ăla, dar să rămână tot acolo. Rămân amărâții cu 200-300 de euro, dacă rămân. Și aia ce să mai faci cu aia? Ați bani de trimis și în țară? Sau să mai faci, uite să mai că îi trimis ceva? Și pe aia în țară. De asta până vă zic, urmă, înfruntă umilințe. Banii din străinătate crește România. Înfruntă umilințe zi de zi, exact. Dar nu, dar vă spun cât rămân. Înfruntă umilințe zi de zi.
despărțit, singurătate, despărțit de familie. Hai că eu sunt deja undeva, să zic, la o experiență, o vârstă și asta, în care pentru mine poate a fost mai ușor din punctul ăsta de vedere că aveam toate lucrurile acasă cât de cât bine puse la Da, nu puncte. m-ați dus pe acolo că vă împingea banca, N-am nu m-ați plecat de dus că nu acasă, aveați exact, acoperire n-am plecat de deasupra acasă din capului. cauza banilor. Am plecat pentru că așa am considerat în momentul ăla o perioadă cel puțin și pe aia, într-adevăr, s-a prelungit. Deci eu când am plecat și m-am dus și m-am stabilit la Londra cu băiatul prima dată, pe aia cu așa, așa, eu am plecat cu bani în buzunar de acasă, eu nu m-am dus acolo să mor de La foame. risc. Exact, eu m-am dus acolo și imediat, casă, imediat tot. Deci, dar în schimb m-am dus că aveam alt plan. Ei, cu toate astea am dus-o și eu, am avut impactul și la mine, am Deci ați înfruntat dus și eu. dumneavoastră greu, adică Exact. nu trebuie să înțeleagă lumea că acolo v-ați dus și Nu, aoleu, din prima niciodată, zi mi-am niciodată. luat Una, a casă, doua, a doua zi m-am dus la muncă, la muncă, eu, muncă de doamna Ana birouă. Maria, eu muncesc 15 ore pe zi și nu e un secret. Deci muncesc într-adevăr, cât de cât câștig și îmi convine Merită, și și merită pentru merită. mine față de Dar vă aici. treziți în fiecare dimineață, Înțelegeți? munciți, Dar mă riscuri. trezesc, da, cu un individ. Voi veniți în primul rând slab, neșcolit, el așa crede că e viața și de-aia suntem în halul în care suntem. Care știa cât iau și cum am și cât bani și ce câștig și domnule, demnitar, parcă ai fi demnitar. Da, mă, sunt demnitar. Ce să spun? Dar eu muncesc de dimineață, mă, printre străini singuri și tot. Da, deci ca să vedeți mentalitatea, că numai, în România numai demnitar, iar prin Parlament ia banii ăștia. Și, deci să vedeți cum o dădeau. De-aia că suntem și noi, și noi ne merităm soarta, că de-aia am eu niște comentarii câteodată, dar mă abțin, sincer vă spun. Mă abțin că Deci nu vă vreau. puneți frână. Da, mă pun foarte mult în pun frână, că poate deranjez și oameni, că nu toți oamenii din sistem, din poliție, medicină, nu toți sunt așa, sunt și oamenii ai serioși care vor și care gândesc ca noi toți. Dar sunt câțiva care știți ce fac, că nici aici despre ce vorbim noi și din minerii și nu toți pun mâna, nu toți fac chestia, sunt și ai la și se revoltă și aia, Deci mai ales. sunt și oameni care au intrat în sistem Absolut. fără să plătească, dar Absolut. puțini. Sunt și oameni care își fac Și riști să-i datoria. jignești pe toți și riști și de asta vă zic, mă, evit de multe ori, dar nu, de multe ori nu poți când asiști la așa ceva și vezi și Și vedeți că declar. presa încearcă totdeauna nu doar să spună, să încearcă și cu, să dovedească, adică cu declarații, cu Da, am documente. observat, nu. Cum să spun, adică nu vrem nici noi să dăm în penibil în partea Un om bine cealaltă. interesat, un om, un Dar cetățean mi ca se noi. pare că asta, instituția autosesizării, nu mai există. Adică noi scriem, dacă eu îți scriu acolo un negru pe alb că ăla a făcut o ilegalitate sau că există suspiciunea rezonabilă că s-a făcut o Du-te, frate, și ilegalitate, verifică. unde este instituția care Du-te și trebuie să se verifică, ducă să exact. verifice? Măcar să verifice. Autosesiza, așa Adică trebuie. nu vorbim de știri, ci de trei rânduri, vorbim de lucruri dovedite Și cu cetățeanul de rând, documente. doamna Ana Maria, a devenit un om, vă vorbesc de aici, un om foarte selectiv și isteț. Știe și el că, Oamenii știu să știe și el că citească printre presa, exact, rânduri. Exact. presa, că zice, a, că ține cu ăla, da. Știe că două, trei, să zicem două, trei redacții, țin cu eu, o parte sau au ideea, Dar sunt ale de alte care țin cu țin a... cu Ei bine, el ceilalți. se uită Iar tu și... citești Exact, în domnule. ambele părți și Deci un ți-ai om făcut o bine imagine interesat și completă. nu vrea așa, Corect. citește și cu și își dă seama unde e adevărul și el bă, își face interese, pentru că și presa trebuie să trăiască ce zis. Din reclamă nevoie. Trebuie să meargă la un dat, dar nu cu lucruri majore. Dar trebuie să meargă într-o direcție și o știm toți. Deci să nu credem noi că e viața de zi cu zi a fiecare. Așa Dar este. presa a scris, scoate la iveală ce trebuie, frate, du-te, autosesizează-te. E și un porumbel la ăla acolo. Bă, hai bă, oare o fi, că nu pierdem nimic. Măcar puneți tu ca și Hai, o simplu fi adevărat. cetățean un semn de întrebare. Și Bă, mai ales dar dacă ăla instituțiile. a avut dreptate, știți cum e? Ca copilul Cetățenii ăla spun, care a cetățenii făcut o spun, prostie și da, părintele își pun tinde întrebările astea, nu spun cine, să-și apere aia nu copilul. Hai spun. să ne întrebăm, domnule, dar dacă copilul meu a greșit? Știți, Da, cam așa e domnule, ideea. deci... Hai să vedem și partea cealaltă a mărului, dacă este stricată sau Am nu. ajuns să ne obișnuim, uite, cu tâmpeniile astea, să-l considerăm deja un mod de viață și corupția și ce se întâmplă și de aia suntem Și unde să suntem. știți că dacă ești pus într-o situație, mâine ai un examen pentru un post și vine cineva și zice, bă, dacă dai 3.000 de euro, 4.000 de euro, intri pe ușa din față, nu te mai stresezi, stai liniștit, astăzi bei berica, te uiți la televizor, pe care o alegi? Până la urmă și un om care este cu mare coloană vertebrală cedează și zice, bă, dar de ce să mă duc eu acolo să mă bat cu 10 pe un post și vine ăla care e pila Da. și care în ziua aia sta așa Este bulberea, s-a adevărat. uitat la Este televizor și a plătit adevărat. banul și eu mă duc și stau și învăț 2 luni de zile. Și Este alegi și adevărat. tu aceeași Este variantă, fără adevărat. să te mai gândești că banii Deci nu tăi la... ridică un etaj la casă la ăla care ia. Deci nu neapărat că la un dat ai proces de conștiință, dar te gândești în felul următor. Bă, dacă nu fac asta, tot o face altul. Exact. Deci Deci eu dacă vă nu o spun fac eu, o acum. face Și celălalt. de ce să mă risc? Mie îmi trebuie postul ăla, îmi trebuie pentru familie, pentru casă. Și doamnă, mă uit în primul rând la tineret. Haideți să vă spun că ce, ajungi la un moment dat când ai pe toate,
Bă, ce mai trebuie, nu știu, mă descurc cu ce am, sincer. Așa este. Eu nu mai am goanțe, Așa de este. exemplu, de nu știu ce mașini, că mă uit unii că sunt... Bă, frate, la mine, Ai eu pentru o sunt perioadă a practic. vieții, Exact, știi eu cum sunt e. practic. Mie îmi trebuie acum, de exemplu, acum, în ultimul timp, hai să vă zic de vreo câțiva ani, deci, am fost tot timpul așa, dar, mă rog, am trecut de ce înseamnă perioada de vieți. În ultimul timp, inclusiv cumpărăturile de mâncare, mâncare de zi cu zi, încerc să le fac numai de la noi, de la români. Deci, din România. Am zis, acum, când o fi să-mi iau o mașină, nu mai mă duc să dau, că și eu poate mi-ar place, nu știu ce super. Nu, mă duc și-mi iau o mașină românească. Ce înseamnă mașină românească? Una din gama Dacia. O țin 3 ani, nouă, ieftinuță, ești o tipă și aia te duce Da, oriunde, corect, și... corect. dar să fie de la noi, să încercăm dintr-o dată să lăsăm la o Să parte promovezi produsele exact și să românești. promovăm exact și să fim noi, adică ceea ce dincolo așa se întâmplă. Păi Să sunt, naționalizezi. Asta înseamnă să fii doamne, naționalist. sunt oameni care nu știu decât tot ce e de Italia, sunt oameni în Franța care nu știu decât tot ce e de Franța, germanii nu mai vorbesc de nemți, mai vorbesc de nemți, deși poate ai tot așa de bună și mai ieftin, îmi iau franțuzească sau nu, tată, îmi iau de-a mea germană, chiar dacă e mai scumpă. Aici pe partea că e mai scump, dar sunt în partea alaltă. Francezul. Îmi iau pe a mea. Chiar dacă mi-aș permite să o iau pe a neamțului mai scumpă, dar o iau pe a mea. De-aia vă zic, trebuie să ajungem și la Trebuie să nivelul lucrăm ăla. și la La mentalitate, în primul nivelul rând. ăla. Dar unde să lucrăm dacă noi nu vedem decât, auzim decât de șmecherii? Păi Da, toată ziua și auzim decât de tineretul șmecherii. este De, eu sunt mai prost? educat să facă șmecherie. Adică toate melodiile, toate piesele sunt eu sunt șmecher, eu sunt barosan, eu sunt nu știu cum. Și sunt Ce, cum îi educi? au Să ajuns. se ducă să muncească de jos sau să facă o șmecherie și Da, să se corect. Păi despre îmbogățească? asta ziceam, că dacă nu o fac eu, o face altul. Nu, despre asta vorbeam. Și din păcate ajungem acolo unde situația în care suntem, în care și în politică ajungem să facă tot din șmecherii Da, și în pentru că nu aceeași. există o strategie și pentru că, nu știu cum să spun, Dar dacă tu știi că lumea legea este te-ar proteja dezamăgită. și instituțiile te-ar proteja și ar fi cum o trebuie, ok, și atunci ți-ai schimba și tu mentalitatea, dacă știi că ăla te ajută. Dacă nu știi că inclusiv ăla nu te ajută. Da, pentru că te duci și ai un litigiu, ajungi la instanță Îți și râde în nu față, exact, celălalt, și îți râde în exact, față auzi instituția. că avocatul este pe mână cu judecătorul, avocatul părții celelalte și așa mai departe. Pleci dezamăgit, te duci la poliție, depui o E atât de plângere, transparentă te toată, cheamă după doamna 3 Ana, ani da, și deci ce așa mai spuneți dumneavoastră, departe. ia Da. uitați-vă la un film românesc, că sunt deja au apărut multe filme, seriale românești, că eu acum vă spun că sunt singur pe acolo, afară de cărți și asta, acum citesc o carte foarte grea, se numește Istoria lui Dumnezeu, foarte grea, filozofică, o călugăriță care a trăit într-o mănăstire, credea în Dumnezeu, în religie, în sectele care înseamnă religie, mă rog, și în toată, vedeți ce scrie acolo, se întoarce totul peste două, o călugăriță, bun. Și carte grea, adică nu poți citi ca o telenovelă din aia rapidă sau o novelă de aia, o carte nu, nu. O citești 2, 3, 5 pagini când ai timp, dar trebuie să fii foarte atent pentru că e atât de informație este acolo în care tu poate nu ești inițiat și trebuie să-ți dai seama despre ce zice. Apare nu Corect, știu ce corect, autor corect. sau filosof și când a fost ăla, dacă tu nu știi ce ești pe din afară, te-a blocat. Ori te plictisești, ori te duci și te interesezi despre ce e vorba, ce a zis ăla, Și ca să încerci poți să să faci ceva. continui. Exact. Și, dar, și cu peste este, mă uit și la filme. Și de multe ori, bă, ia să caut, hai să caut și eu niște seriale, filme românești și să stau și eu, mai ales în weekend când mai sunt așa, să mă uit. Păi când vezi toate filmele astea, ca să revin, că de fapt acolo vreau să ajung. Când vezi în toate filmele, în toate scenete, în toate, doar de șmecherii, doar de afaceri dubioase, doar de nu știu ce. Deci în filmele noastre care le promovăm, păi atunci asta a devenit un mod de viață. Ce să mai vadă tânărul ăla când el vede acolo? Nu vede decât despre bani, despre cum să faci bani, despre relații de nu știu ce natură, despre cluburi, despre nu știu ce bogății. Omul ăla l-ai bulversat copilul ăla. Când i-a arătat la urmă altceva, realitatea, pentru el o problemă. Ce face? Ori îți dă în cap, fură sau nu știu ce, ori intră în depresie și stă toată ziua în telefon și o ia pe Așa altă este. parte. Ăștia Așa. suntem. Asta e realitatea în care trăim. E foarte greu, foarte... Considerați că aur este o soluție la tot ceea ce se întâmplă? Nu am văzut mari mișcări în ultima perioadă de la aur. Îmi povesteați înainte de emisiune de povestea asta cu cardurile gold. Faptul că partidul încearcă să găsească modalități de a se finanța singur, de a Da, vinde, partidul de a e pune în singurul, vânzare niște da, e singurul carduri de partid care se membru. autofinanțează. Un lucru extraordinar. În primul rând, nebunia asta, că toți încearcă să Cu ia bani de faptul la că stat. partidul, chiar dacă este parlamentar, nu-și ridică banii de la Niciodată. stat. Deci el e singurul partid care se autofinanțează în tot și nu și-a ridicat acea indemnizație care partidele politice o ia de la statul român și e foarte mare. E vorba de sume foarte mari. S-a creat acest card, în primul rând, afară de faptul în sine că cine îl achiziționează, membru sau simpatizant sub o formă sau altă, automat devine
devine, știm foarte, partidul știe foarte bine că se poate baza pe el și devine un fel de legătură. În primul rând, cardul reprezintă un fel de carnet de partid, legătură dintre votanta, nu neapărat, votanta e mult până acum, între alegător, simpatiza, membru și partid. Deci este unul cu fa. A, că costă o sumă, că nu e cine știe, 8 lei sau trebuie să plătești sub formă de cotizație ca să lei, asta e cu totul altceva, dar este un fel de autofinanțare. Dar încă o dată, acest card are rolul ca să facă legătura între partid și simpatizant mult mai strânsă. Adică este carnetul de partid al oricărui simpatizant român care crede în AUR. AUR ca partid îmi place să crești și sper să fie așa, pentru că v-am mai spus și o mai spun încă o dată. Chiar dacă la ora actuală nu suntem încă vizibili ca organizare, cum ar trebui să fie, sunt ceilalți despre care vorbim. Și încă ne suntem în căutări și încă probabil așteptăm sau ne este teamă că vom face, sau ce puțin conducerea la nivel de București, nu aici, e teamă să nu facă alegerile dinainte astfel încât să ducă la urmă ce s-a întâmplat cu toți ceilalți. Pentru că avem un exemplu de la Dan Diaconescu, știți foarte bine mișcarea lui Dan Diaconescu, ce a făcut și a devenit un partid parlamentar extra de puternic, dar, exact, dar n-a ales bine. Dar n-a ales bine, oamenii și toate cele l-au trădat și din toate a fost un mare fâs. Ei bine, cred că se încearcă să nu se ajungă acolo și să se promoveze în final oameni foarte bine puși, puternici, cu care să conducă, să fie variantă de România. Acum, vedeți și ce procent vom lua dacă ajungem acolo și dacă trecem de un 15%, minim, eu așa zic, acolo, cel puțin acum, nu, să lăsăm ce, da, ne ducem, creștem. Dar trebuie să vedem și de unde luăm. Aici e ideea. Eu sunt un tip practic și v-am spus de atâtea ori că sunt logic în ceea ce fac. Dar 15 este clar, 100% și mai sus așa, dar nu știu cât. În momentul ăla intrăm, vom fi luați în seamă, indiferent de cine. Pentru că nu mai vorbim. Politica se fac compromisuri și alianțe. Chiar dacă AUR va fi ca partid chipurile ultranaționali sau cum încearcă unii să așa, pot să facă la un moment dat alianță cu liberalii, să zicem, sau cu PSD-ul. Uite cum fac ei între ei. Două partide aproape total opuse vis-a-vis de strategii și de concepții politice care guvernează România. Și noi atunci. Sau mai multe partide, 2, 3, 5. Deci putem intra la guvernare, vom fi luați în seamă dacă avem multe procente. Dacă vor fi procente mai mici, este mai greu. Eu mi-aș dori să fie într-adevăr partidul care eu, când m-am venit spre construcția asta, acum spre când de când sunt, că am trecut deja în al doilea an, de cam de când s-a format așa, să fie ceea ce îmi doresc. Adică un partid altceva cu strategii și oameni care să se țină de cuvânt pentru țara și să fie altceva față de ce vedem. Că vor fi și sincope, că vor fi și buruienile care nu vor, asta e cu totul altceva. Dar la nivel total general să fie ceea ce trebuie să fie. Asta înseamnă în primul rând să fie oameni foarte competenți, să vină și să aducă, să vor veni. Eu zic că vor, mai ales când se va simți, că una trebuie să fim și pragmatici, când se va simți izul puterii și ăia, unii mulți buni, nu au loc pe dincolo pentru că sunt ligăi și aia, vor pleca, vor veni aici. Eu bine, atunci sper să integrez și să zic că da, mă, suntem aici și mergem pe politica care trebuie să... Pentru că politica este foarte clară. Nu ne prea aliem cu mafie. Deși și ei la nivel acolo, mafie politică, mafie în ghilimele, că știi, mă rog. Deși și ei acolo la nivel național ar trebui să aibă grijă pentru că sunt să nu, cu cine se înconjoară acolo și pe partea cealaltă. Și de-aia zic, noi aici stăm, așteptăm, da, încercăm să construim. Suntem, eu mă consider aceea activ și cât de cât ok și eu știu valoarea politică și ca umană. Deci mie nu-mi trebuie. Dacă nu va fi ce trebuie, știți foarte bine, eu o să zic, nu, nicio problemă, nu sunt, mă retrag, nu merg în direct. N-am pierdut. Exact, mi-am mers în principiile mele și la revedere, n-am nicio treabă. Dar eu sunt, poate, cel puțin la ora actuală, singurul care reprezint ceva și politic și asta pentru partidul ăsta și singurul care aș putea să mă bat cu așa zisele vedete politice locale. Pentru că îi cunosc pe toți, știu, le știu slăbiciunile, știu ce... Ei știu că eu pentru ei aș fi, eu știu să zic așa, un mic obstacol. Nu, poate că ei nu consideră că sunt atât de bine băgați în interesele lor de grup și nu știu ce, încât la cine, și ce dacă, las că trece. Eu s-ar putea să fiu. Să fiu o surpriză. Să fiu exact, da, nu, și voi fi. Pentru că eu voi spune lucrul pe nume și voi fi argumentat în tot și nu mi-e teamă de nu știu ce, că n-am cu ce. Ce să-mi fac? Au încercat, acum câțiva ani au încercat să mă distrugă și pe mine și afacerea. De-aia am ajuns la un moment dat să zic o perioadă, gata, stop, să-mi fac să... Tot ăla sunt și mai puternic la o adică pe partea cealaltă, mi-am revenit, adică nu aveam nicio revenire, da, am fost ok, dar de asta vă zic. Dar ei sunt în schimb un grup de, în general, o gașcă de politică care au devalizat județul ăsta și țara și eu știu lucrul ăsta. Sunt protejați în schimb, din păcate, de instituții și asta e marea problemă. Dar nu total instituția, că de asta zic, trebuie să facem, sunt și oameni în instituția aia care nu sunt de acord cu ce se întâmplă. Poate
Dar de asta zic, erodarea și greșelile, când muncești greșesc, s-ar putea ca cei oameni care își fac datoria în instituțiile respective și sunt, că eu sunt convins că sunt, sunt doar 20 care nu, restul sunt de bună credință, pentru că așa e normal, că dacă ar fi haos, de-am duce dracule, atunci ce-am face? Am ajuns, am ajuns tot în iadul politic, ceva de genul ăsta, nu știu ce să zic, așa, ăia își vor face treaba. Aia vor vedea ce și cu și vor face treaba la oameni, dar acum nu pot când le e frică, pentru că nu este propice. Da, oricum știți că în timpul împreajma alegerilor apar tot felul, da. Tot felul de chestii, majoritatea știți că nu iasă nici fum, nici fum, nici foc, nici fum, nici toate să leagă una, fără să fie ceva acolo unde trebuie să fie și ca atare să nu fie atât de sigur pe nu știu ce, că în general majoritatea au cam dat-o în cap. Haideți să-i luăm, că ne gândim, că ați văzut. Deci au început să o dea în bară, mari mahăr, baron și au început să o dea în bară rău de tot. Într-adevăr, încă nu este legea, pentru că legea ar trebui în felul următor. Băi, te arestezi. Da, majoritatea ar trebui să fie în pușcării la ora actuală. Corect. 80% din tot ce înseamnă conducerea demnităților României în ultimii 33 de ani ar trebui să fie în pușcării, dar pe an grei de pușcărie. Nu pușcărie 2-3 ani pensiune, ce fac ei și devalisez țara cu milioane. De asta vă zic, trebuie să fie dictatura legii, legii bine făcute și puse în practică. Pe cum dai tu pentru viol, pentru crimă? Crima, în adevărat, sens al cuvântului. Dar pe aia, crima economică-financiară, care e aceeași, pe timpul, știți, sistemul ăla serios, că era cândva acum 35 de ani un sistem serios, penal și o lege, așa, crima economică-financiară și trădarea și toate astea era condamnare la moarte, scurs și la obiect. Păi lui era frică să fure atunci și să facă prostii, că știa că moare. Corect. Dacă tu te duci 3 ani și faci pensiune și devalisează țara asta și o distrusezi și tu stai 3 ani și scăpași, păi atunci îți mai e frică? Nu, cu siguranță. De asta vă zic, că până nu se schimbă lucrurile astea... Suntem un sistem corupt, bolnav și cu mari, mari deficiențe, da. De a... Și noi o știm. O știm și o vedem, vedeți, mai ales dumneavoastră, că m-am văzut și vă urmăresc. Și noi toți. O spunem. O spun toți. Că nu mai e nevoie că cine ți-a spus surse. Ce surse, tată, că toată lumea vorbește și știe că se întâmplă lucrurile? A devenit un mod de viață. Ce așa mă? Este. Dar vom vedea. Încă mai există speranță. Suntem eu da, că de-aia de sunt... finalul acestui an, 2022. Un an în care, să zicem că am scăpat de o pandemie, dar am dat de un război în Ucraina, care, într-un fel sau altul, chiar dacă unii dintre noi ne culcăm pe ureche, ne amenință încă liniștea și granițele și așa mai departe. Da, corect. Ce credeți că se va întâmpla anul viitor? Ce vă așteptați? Ce vă doriți? Așa, ca ultimă întrebare. În primul rând, anul viitor, cred că vin către casă iarăși aici să-mi continui ce am și să merg înainte să construiesc. Pentru că, încă o dată, mă repet, mi-am făcut ce vreau acum, să ceva mai liniștit, cu nepoții, nepoțelele, cu oamenii dragi de lângă mine, pentru că încă stână, să zic așa, încă nu am așa, și să am o viață ok. Da. Hobby-ul acesta cu politica, că am zis de atâtea ori, e un hobby, dar un hobby în sensul bun. Deci eu nu doresc demnități și putere pentru mine. Eu îmi doresc ca să poți să ajungi, că numai așa poți să faci. Dar nu. Sunt convins că e greu să ajungi acolo, pentru că în politică, în mare parte, ajung numai incompetent. Pentru ca să-i poți la urmă manipula și să-i poți strânge cu ușa și să poți să-i controlezi. Oamenii care n-au și poți să aia, nu, greu ajung. Dar ajung și aia. Da, ajung și aia. Da, și, da, exact. Dar ajung și aia. Și când ajung, trebuie să fie o râu foarte puternică, ăștia sunt stare de orice. Bun, revin. Ce mi-aș dori anul viitor pentru România? Să terminăm cu ce s-a întâmplat cu pandemii, cu războaie, cu devalizări în țara asta, toate sunt clar fabricate. Fabricate de acești mari devalizatori. Atât ai noștri. Ai gânditori. Care gândesc, exact, să ne distrugă. Să începem să mergem pe direcția bună, să ne refacem, să ieșim din stadiul ăsta de colonie, ceea ce am ajuns. Pentru că oamenii au plecat deja 7, 5, 6, 7, 8, 10, cât o fi plecat, nu știu, că aud numai cifre, dar în schimb ăștia vor fi înlocuiți, vor veni alții. În 10 ani, 20 de ani, România va fi cosmopolită și vom avea pe stradă mai mulți negri, mai mulți, pentru că de ce? Ne devalizăm inclusiv la partea umană. Mi-aș dori ca copiii noștri, ca noi, ca și noi de fapt, încă suntem. Da. Când vezi persoană dincolo, femeie, aranjată, cochetă, la 70-80 de ani, la volan, la volan, în trafic și demnă și asta, păi la noi există așa ceva? Când vezi la fel bătrânul ăla că-i demn și asta ne trebuie și nouă, cu pensii cât de cât care, dar nu date de astea pomeni, că pomenilor n-au valoare, nu. Sistemul să devină și să fie de așa natură încât să creeze aceste situații. Îmi doresc economia să-și dea drumul ca să muncim aici, îmi doresc să fac afaceri și îmi doresc oamenii să realizeze că
Acea karmă, bine, rău, ce face aia, privește, asta există și cam trebuie să ne ghidăm după aia, să începem să terminăm cu alte prostii, pentru că numai așa ne vom ridica. Dacă nu ne vor ocupa, vom deveni, ne vor ocupa colonie, alții, exact colonie și atât. Vom vedea, eu îmi doresc la fel ca și dumneavoastră să avem un an bun, să avem un an preelectoral interesant în primul rând, adică să vedem idei, nu să vedem doar așa lovituri sub centură, acum zice un partid ceva, acum celălalt, ci să vedem așa, asta mi-aș dori, să vedem niște proiecte realizabile cu adevărat frumoase pentru Târgu Jiu, pentru județul Gorj, pentru România. Am văzut în campania din 2020 un proiect pentru municipiul Târgu Jiu care mi-a plăcut, cel al Luminiței Popescu. Sper că acum la această campanie din 2024 pentru Târgu Jiu să văd toți candidații cu astfel de proiecte. Da, știu despre ce vorba, mi-a plăcut și da, încât să vedem proiecte realizabile sau nu doar să vină cu o agendă electorală pe care să scrie fac aia, fac aia, fac aia, ci să ne arate într-adevăr un proiect de schimbare a municipiului Târgu Jiu. Da. N-am mai abordat aici în emisiune problema căii eroilor și faptul că există un dosar la DNA și sunt probleme la acest capitol, dar probabil într-o emisiune viitoare. Îmi doresc să fie un an bun și un an în care într-adevăr să fim ocoliți de boli și de problemele cu care maică ne-am obișnuit în ultimii 2 ani. A devenit un stil de viață. Da. Vă mulțumesc, domnule Gorgotă, pentru prezența aici. Vă urez drum bun și să ne vedem bine și sănătoși aici și să vă mai prind măcar o dată până în sărbătorile de iarnă. Ce vă mulțumesc, sigur. Seară liniștită celor care ne-au privit de acasă. La revedere tuturor!